Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate. Săptămâna aceasta v-am prezentat cazul Robertei, o adolescentă a cărei mama a murit când ea avea 6 ani și al cărei tată, ca să-și poată întreține cei 3 copii, s-a văzut nevoit să plece la muncă în străinătate. După câțiva ani de derută, încă o dată derută care a început la 6 ani, da? Roberta s-a adunat și a hotărât să-și organizeze viața. E ceva ce unii adulți nu reușesc niciodată, dar iată că acest copil are o voință și un spirit de prevedere, o maturitate, deci mult înaintea vârstei ei. Roberta este în grija statului român, e pasionată de dans și se străduiește să se țină de școală. O fundație o ajută cât poate, noi Europa FM și voi, prieteni, ascultătorii noștri, credem că putem ajuta și noi un pic acest copil care se luptă cu un destin deloc îngăduitor până acum. Roberta e în direct cu noi. Bună dimineața, Roberta! Bună ziua! Bună dimineața! Cred că avem și o mică întârziere pe telefon, din păcate, îmi pare rău. Am fi vrut să facem și o transmisiune video, dar semnalul nu este grozav și ca atare o să încercăm să rămânem numai pe telefon. În direct cu noi este și Tudor Mureșanu de la Social Incubator, ONG-ul care o sprijină pe Roberta. Bună dimineața, Tudor! Bună dimineața! Bun, aș vrea să vorbesc mai întâi cu Roberta. Roberta, când ai împlinit tu 14 ani sau e împlinit deja? Pe 20 septembrie. Deci mergi pe 15, cum? Da. Curând o să fii majoră, cum te vezi tu la 18 ani? Că nu mai e mult până atunci. Păi, la 18 ani aș vrea să ajut copiii din centru. Asta este planul? Da. 18 ani să ajut copiii din centru. Și în afară de asta, adică aia o să fie, sper, un job, dacă poți să te angajezi undeva într-o fundație să faci asta. Dar în afară de asta mai descriem. Viața peste câțiva ani când o să fii majoră. Ce altceva ai vrea să mai faci? Să mă țin de dansuri și să-mi fac un viitor, să devin profesor. Mm-hmm. Profesor de dans? Da. Ce stil de dans îți place cel mai mult? Păi fac 3 stiluri, hip-hop, breakdance și street dance. Mm-hmm. E greu? Care e cel mai greu? Băi, toate sunt la fel. Nu e unul mai greu ca altul. Atunci care e preferatul? Hip-hop. Hip-hop e preferatul? Dar scrii și versuri sau numai dansezi? Nu e neapărat să scriem și versuri, doar dansăm. Aha. Ce simți când dansezi? Păi, mă simt foarte liberă, este pasiunea mea cea mai mare. Mereu când simt că nu am ce face, mă plictisesc, îmi pun muzica care fac la antrenament și dansez. Uh-huh. Adică tot ce fac, dansez. Te simți uneori singură? De rare ori. Rare ori singură. Ai prieteni în centru? Foarte mulți. Mulți? Da. Care e cea mai bună prietena ta? Cum o cheamă? Bianca. Bianca. Și Bianca și ea dansează sau numai tu? Nu. Ok. Tudor, dacă mă auzi, Tudor? Da. Tudor, acum... Tudor de la Social Incubator, Tudor Mureșanu, o fundație care sprijină copii cu astfel de probleme. Tu vezi mulți copii acolo care se luptă cu soarta, cu niște greutăți inimaginabile, la care, la drept vorbind, n-ar rezista nici mulți adulți. Cum crezi că reușesc acești copii să supraviețuiască, de fapt? Cu greu, în primul rând, și cu ajutor din partea comunității. Uh-huh. Ce înseamnă ajutorul? Ce înseamnă ajutorul pe care îl dați voi? În completare cu ajutorul care vine din partea comunității, însemnând aici școala, profesori, DGASPC-ul, mediul din care provin toate instituțiile statului, noi venim în completare cu ce lipsește. Asta însemnând că încercăm să aflăm de la fiecare tânăr care ar fi profilul lui, ce își dorește și ce poate să facă și cumva să ușurăm acest drum punându-l în relație cu tot felul de resurse. Mm-hmm. Cum e Roberta la școală, la pasiunile ei? Asociația noastră a lucrat până acum cu aproape 7.000 de tineri. Din acești 7.000 de tineri, Roberta se evidențiază de departe. De departe. Spuneai nu mai știu ce pot să spun mai mult, dar am fost cu toții extraordinar de impresionați de ea, de parcursul ei, de determinarea și de curajul pe care le are. Mai devreme spuneai într-una din conversațiile pe care le-ai avut cu reporterul nostru, Victor Marin, spuneai așa, citez, mie nu-mi vine să cred că acest om, adică Roberta,
mai este viu. Poți să ne explici un pic? Exact. Ce înseamnă asta? Pentru că a avut o viață extrem de grea la o vârstă extrem de fragedă și nu-mi vine să cred cumva că există atâta putere într-un om să poată să treacă peste lucrurile astea și nu numai să treacă, dar să și exceleze în mai multe domenii, pentru că are un parcurs extraordinar și la școală, și la dansuri, și la șah. De șah n-am vorbit, ceva, da. Absolut impresionant. Roberta, care este deschiderea ta favorită la șah? Care e deschiderea ta favorită la șah? Dă-mi la telefon. Dacă stau să mă gândesc, E4. Ok. Să știi că șahul se studiază, este foarte multă muncă. Am primit multe mesaje de la ascultători și vreau să citesc unul dintre ele. Bună dimineața, iată ce zice acest domn pe care îl cheamă Aurelia Nicolae. Vreau să o ajut pe Roberta să-și urmeze visul. Proful de șah.ro îi acordă gratuit 2 ședințe de șah online lunar timp de un an și, mă rog, o garnitură completă de șah și un joc special Lego. Și, mă rog, ne mulțumește pentru ce facem și îți mulțumește pentru ceea ce faci tu, Roberta. Deci ai început cu un șah. Așa. Raymond, din Germania, care are o fică pe care n-am mai văzut-o de 8 ani, vrea contul tău bancar ca să-ți trimită 100 de euro. Asta pentru început. O să vă punem în legătură cumva. Dar, dincolo de asta, mă rog, ascultătorii, prieteni, puteți să ne scrieți la visez@europafm.ro dacă vreți să ajutați. Și avem noi niște cadouri pentru tine, Roberta. Mă auzi? Da, vă mulțumesc frumos. Cărțile, Roberta, sunt probabil cel mai bun instrument ca să-ți construiești un viitor mai bun. Oamenii care citesc, da, să știi, reușesc în viață mult mai des ca oamenii care nu citești. Știu că îți place să citești. Din partea noastră ai un voucher de 500 de lei ca să mergi într-o librărie și să-ți cumperi ce cărți dorești tu. Important e să le și citești după, da. Mulțumesc. Îți mai oferim o bursă de 500 de lei pe lună pentru următorul an. Banii aceștia o să intre într-un cont al tău, care îți va deveni accesibil curând la majorat. E un mic ajutor când va trebui să stai doar pe picioarele tale. În vacanță, când ai fost ultima dată? Am fost în august, anul trecut, a venit tatăl meu în țară și am fost în Constanța, la Năvodari. Uh-huh. Bun, îți oferim o vacanță la mare, încă o vacanță pentru tine la mare, o săptămână pe litoral, un pachet consistent, sperăm să te simți bine, va trebui să fii însoțit acolo de un adult și cheltuielile acestuia sunt de asemenea acoperite. Îți place mare? Îți place marea? Da, e foarte frumos. Ok. Și mai avem pentru tine un abonament timp de un an, cu acces nelimitat la școala de dans la care ești deja cursantă. Asta cred că te bucură. Vă mulțumesc frumos! Da. Valoarea abonamentului este de 550 de lei pe lună, ori 12 luni. Pachetul ăsta nelimitat o să-ți permită ție să mergi la dans mai des. Și când poți, mă rog, și când vrei. Spre deosebire de cum era până acum, când înțeleg că te loveai de tot soiul de limite. Da. Bine, Roberta, îți mulțumim foarte mult că ne-ai spus povestea. Sperăm să inspiri cât mai mulți copii cu care se luptă, da, cu o soartă care nu e îngăduitoare cu ei și sperăm să inspiri și pe adulții care ne ascultă să dea o mână de ajutor atunci când e nevoie. Mulțumesc frumos! Cu drag, Roberta, te pupăm! Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate.